Alianța Dreapta Unită pare că pornește la drum cu dreptul. Un sondaj curs realizat în București poziționează nou înființată alianță de opoziție pe locul al doilea în intențiile de vot pentru alegerile locale. Potrivit sondajului realizat în perioada 12-20 decembrie la nivelul capitalei, dacă la alegerile locale de la anul cele trei partide care formează Alianța Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei ar candida împreună, s-ar afla pe locul 2 în intențiile de vot ale bucureștenilor. Astfel, pe locul 1 ar fi PSD cu 31% din voturile bucureștenilor. Pe 2, Alianța Dreapta Unită, care a fost indicată ca preferată de 20% dintre respondenți. Pe 3 ar fi liberalii cu 16%, iar apoi AUR cu 15%. Ceea ce ar însemna că dacă Nicușor Dan ar fi susținut și de Alianța Dreapta Unită și de PNL, atunci actualul edil al capitalei ar mai prinde un mandat. Noi avem în istorie anul 2020, când la presiunea publicului de dreapta sătul de guvernarea PSD Firea, partidele de dreapta au ajuns să facă o înțelegere în București, și a câștigat dreapta Bucureștiul și avem momentul nefericit 2016 când partidele de dreapta împreună aveau mai mult decât PSD-ul, dar nu s-au unit și a câștigat Gabriela Firea. Noi tot timpul suntem în această paradigmă pentru București și acum suntem destul de departe de momentul alegerilor și partidele, strategia pentru locale e cumva privită împreună cu strategia pentru parlamentare, pentru prezidențiale. Deci eu cred că încă suntem departe de momentul în care decizia este luată și eu am speranța că o să existe înțelegerea în fiecare din partidele de dreapta să se ajungă la un candidat unic. Ar avea însă misiunea să rezolve nemulțumirile bucureștenilor până la capăt, nemulțumiri care, potrivit sondajului realizat de curs, se referă în primul rând la trafic, după cum arată 21% dintre respondenți. Alți 9% au arătat că ar trebui rezolvată problema termoficării, în timp ce 6% s-au plâns de curățenie. De asemenea, pe lista nemulțumirilor, dar în procente mici, sunt spațiile verzi, transportul în comun sau siguranța. Trebuie să separăm administrativ de politic. Administrativ am avut o relație foarte bună cu PNL-ul, așa cum am avut-o cu USR-ul și cu PMP-ul în tot acest mandat. Am avut săptămâna trecută am avut două ședințe de Consiliu General care au decurs foarte bine. Pe partea administrativă colaborăm. Evident că în plan politic fiecare din partide încearcă să-și maximizeze șansele pe care le are la viitoarele alegeri, în cazul nostru alegerile locale din București. Toate astea sunt declarații politice, bucureștenii sunt, eu invit să le cerceteze pe fiecare dintre ele, să vadă care e opțiunea cea mai bună, e absolut democratic. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1002 respondenți, votanți în vârstă de 18 ani și peste, prin metoda față-înfață, la domiciliul acestora. Marja maximă de eroare este de plus minus 3,1%.